Veste mare pentru cinefili. Se filmează Moromeții 3. Regizorul și scenaristul Stereguia vrea să ofere astfel o încheiere poveștii, dar și să aducă un tribut lui Marin Preda. Pentru că în cel de-al treilea film, Nicolae Moromete devine un alter ego al autorului. Echipa Prima TV a fost pe platourile de filmare. Bun, atenție, liniște, vă rog, stăm pe loc și motor. Merge, frate. 24 cu 3, tras 1, A și B. Așa iau naștere filmele, scene cu scenă. E nevoie de talent, dar și de răbdare și muncă pe măsură. Zeci de oameni sunt implicați. De pe scaunul regizorului, Stereguia e atent la fiecare detaliu. Protagoniștii secvenței de acum sunt actorii Horațiu Măleele și Alex Călin, sau Ilie și Nicolae Moromete. Băi, Nicolae. N-avea decât să nu semneze. Ajunge la mine. Ce e cu Sâla? Nu priești. E o relație foarte specială între ei doi și îmi place și cum se dezvoltă și ce reprezintă de fapt unul pentru celălalt. Familia Moromete rămâne în continuare una dintre cele mai cunoscute din România. Fie că ați citit romanul, poate chiar l-ați avut drept subiect la BAC sau ați văzut cele două filme de până acum. În cea de-a treia producție, centrul acțiunii se mută pe mezinul familiei, pe Nicolae Moromete. Rămâne însă constantă prispa legendară. De altfel, curtea din Talpa, județul Telorman, e plină ochi. Familia Moromete reînvie. Moromeții 3 continuă saga Moromeților, cum i-am spus noi. E un film care pornește de la un scenariu scris de regizorul Stereguia, dar inspirat foarte mult din scrierile lui Marin Preda, din destinul lui Marin Preda și din anii complicații ai României, anii 50. M-am gândit că până la urmă trebuie să vorbim și despre cel care a scris lucrul, a gândit, a conceput toată lumea asta. Hai să vedem ce și cu autorul și procesul ăsta, cum ajunge el la ca să scrie romanul ăsta. În cel de-al treilea film, Nicolae Moromete devine un scriitor important și cunoscut. Personajul e un alter ego al lui Marin Preda. Ca să joace acest rol, actorul Alex Călin s-a documentat temeinic. A citit memorii, romanele lui Preda, dar și scrisorile acestuia către iubite și prieteni. Cred că este o ocazie foarte bună și de a cunoaște acele vremuri și de a vedea un pic care erau constrângerile unui artist de talia lui Marin Preda, dar și de a-l înțelege pe el cât mai bine. Firește că în orice poveste dragostea nu are cum să lipsească. Actrița Olimpia Melinte dă viață uneia dintre marile iubire ale lui Preda. Este un personaj inspirat din viața reală. E o scriitoare al cărui nume nu o să-l dau acum. Îl veți afla la momentul potrivit. O scriitoare care m-a fascinat, o poetă care m-a fascinat și alături de care Marin Preda a avut o foarte frumoasă și alambicată, să spun așa, poveste de iubire și mi se pare o șansă și o mare bucurie să fiu aici. Filmările la Moromeții 3 au început luna aceasta. O zi de lucru pe platou poate dura chiar și 12 ore. 4 secvențe sunt turnate în medie. Pe lângă filmarea propriu-zi s-au loc, bineînțeles, repetiții. Vede că a culcat, închide ușa și după aia alte secvențe. Am înțeles. Moromeții răspândesc bucurie și sătenii din Talpa sunt fericiți să fie parte din proiect. Am participat eu împreună cu mama mea, am ajutat și la Moromeții 2 și am spus să-i ajutăm și la Moromeții 3 și dacă va urma și Moromeții 4, îi vom ajuta. Producătorul Tudor Giurgiu speră ca Moromeții 3 să intre în cinematografe în primăvara sau toamna lui 2024. E o misiune dificilă, deoarece costurile de producție se ridică estimativ la peste 1,5 milioane de euro. Filmările au început în martie și continuă până la începutul lui aprilie. Nu-s toate orele așa, să știți.